Salutare, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu, Pasiune și Savoare! Am pregătit un chec absolut minunat de post. Nici nu zici că este de post, sincer. Are un gust divin. O combinație perfectă între ciocolată, vanilie și vișine. Dar haideți cu mine mai bine să urmărim rețeta. Avem nevoie de aceste ingrediente și o tavă normală de cozonac sau chec. Într-un bol încăpător am pus făina, zahărul, praful de sare și praful de copt, amestec ușor cu spatula, după care voi integra apa minerală, toată deodată, și uleiul. Mă voi ajuta puțin de un mixer să omogenizez foarte bine compoziția, aromatizez cu esența de vanilie și în câteva secunde obținem blatul checului. Arată minunat, da? Deci nu foarte mult mixăm. La final eu mai amestec de câteva ori cu o spatulă. Iar din compoziția rezultată voi pune o mică parte într-un bol, da? Adaug fulgi de cocos în compoziția mai mare, da? Aceea o să fie compoziția albă a checului. Iar în celălalt bol, în cel mai mic, voi pune praful de cacao. Amestec până se omogenizează ușor. Dacă este o compoziție prea fermă, mai puteți adăuga o lingură de apă minerală sau puțin ulei. Bun, turnăm compoziția albă în tava tapetată cu hârtie de copt. Pun vișine scurse bine, da, pentru că au fost congelate. Le puteți adăuga chiar și din compot sau proaspete, dacă este sezonul. Apoi voi pune compoziția ciocolatoasă deasupra vișinelor și cu o spatulă acopăr puțin vișinele. Decorând totodată și checul, adică să-i creăm un mic model. Introduc tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 50 de minute sau până când trece testul scobitorii. Da? Deci este foarte important să faceți testul scobitorii. Las checul să se răcească în tavă, iar când s-a răcit, îl voi scoate ușor și din hârtie, apoi îl pudrez cu zahăr pudră, într-un strat generos. Și acum, cu mare poftă, îl voi tăia. Să vedem și interiorul. Ați văzut cât de simplu se poate pregăti... Și obținem acest delicios chec de post. Divin. Perfect. Îl putem savura în orice moment din zi alături de cei dragi. Vă doresc spor la treabă, dragilor, și numai bine. Iar ca să facem o comunitate frumoasă aici pe YouTube, nu uitați să vă abonați pe acest canal. Este gratuit și veți fi alături de mine în această frumoasă călătorie printre rețete care mai de care. Pe data viitoare și mult succes în tot ce vă propuneți! Pa, pa!